Vă salut cu mare drag, prieteni. Vă salută Gogulani. Astăzi este o duminică. Sper să fiți bine, să fiți fericiți, să fiți în familie. Cum s-ar spune duminica în familie. Eu la fel sunt în familia mea, sunt în grădina mea. Vreau să vă dau acest clip și sunt conștient că va aduce foarte mult hate la adresa mea, deoarece voi atinge un subiect foarte sensibil în legătură cu Anca de la Steaua, fosta soție a lui Leo de la Steaua, da? Acea persoană blândă care este înconjurată de foarte multe hiene, da? Lupi care vor să o devoreze și să-i confiște averea. Vom discuta, prieteni, astăzi îmi permit, deoarece v-am jurat la biserică că întotdeauna vă voi reda adevărul, da? Așa cum îl văd eu. Și este doar o simplă părere. Imaginați-vă când zici cuvântul familie. De asta o iubesc pe patroana, prieten. Patroana întotdeauna a încercat să țină familia unită, prieteni. Indiferent că au fost greșeli. Greșeli minore, greșeli majore. Bună dimineața, David! Unde Cristian? Te rog frumos, dacă poți să nu mă întrerupi, poți să stai lângă mine, dar lasă-mă să vorbesc aici, că îmi pierd ideea. Te rog, tata. Unde Cristian? I don't know. Prieten, ce să mai zic, v-am spus, o iubesc foarte mult pe patroana, pentru că ea, în ea am văzut un adevărat lider. Iar un adevărat lider de trib, cum vreți să spuneți dumneavoastră, are rolul de a ține unită familia. Acel om este cel mai potrivit și trebuie urmat. Doar că perioada asta prin care trecem cu toții, anii în care am ajuns să trăim, fiecare încearcă să fie individual, să fie pe cont propriu, dar nu e bine. La fel ca și la șata de la Steaua. Te rog frumos, David, să lasă-mă, te rog frumos. Stai acolo, liniștit, te rog eu frumos. Mamă, ți David, prieteni. Ce faci mă acolo? Ce faci? Te-ai pișat pe statuie pe aia. Pișu, pișu. Ce să mai prieten? Patrona de astea este un adevărat lider. Doar că nu prea este înțeleasă și nu e luat în seamă. Și nu e bine deloc. Dacă toți ar fi ascultat de patrona de la Steaua și ar fi urmat-o, cu toții cei din șatră erați super bine. Și probabil nu mai aveați atâtea probleme. Dar probabil că vă plac aceste discuții și vă hrăniți din aceste probleme și creați tot felul de vloguri. Faceți subiecte și banda merge. Prieteni, am identificat-o pe Anca ca fiind... Atenție ce spun, nu mă interesează ce comentați. Vă spun sincer că nu vă șterge niciun coment. Aveți cuvântul meu. David, te rog. E foarte dificil cu David, prieteni. Că totodată îmi place. Acum era o chestie serioasă și mi atrage atenția și nu mă pot concentra. Deci nu vreau să greșesc, asta este ideea, că dacă spun un cuvânt greșit, nu se înțelege ideea. Oameni buni, acea proprietate are o valoare poate de 10.000, 100.000, nu mai contează. Este adevărat că Leo de la Steaua, înainte de a fi arestat, da? Și a merge la închisoare,
telenovela a rămas acolo, unde era o dispută pe acea proprietate. Eu, de când a venit Leo de la Stria, mi-a rămas... Te rog frumos, David, mi-a rămas ideea asta și am gândit-o că telenovela va reîncepe, prieteni, exact pe acest subiect. Că o dă ei un pic cu vrăjeală, n-o spune direct, cam asta o să fie următorul subiect la ei și va fi o luptă foarte mare, care în această luptă va fi implicat, ca și data trecută, Leo de la Stria cu Anca, fosta lui soție. Acum, doamna Anca probabil are și ea dreptatea ei, sau poate că nu are prieteni. Imaginați-vă că acolo sunt două proprietăți, după câte am aflat, una dintre proprietăți a fost pe numele Lumina, da? Iar ce s-a întâmplat între ei, Lumina a venit și a semnat și le-a redat proprietatea înapoi. Ceea ce așa va urma și cu Anca. Anca, cât ar trage ea să câștige acea proprietate, chiar dacă e peste pe numele ei, nu îi aparține. Credeți-mă. Și vă spun, dacă stăm să o luăm așa logic, da? Să o luăm așa, la modul real, la dreptate, prieteni. Această etnie de rom au o șmecherie a lor de a nu trece proprietățile pe numele lor, deoarece ei mereu sunt predispuși la tot felul de evaziuni, tot felul de chestii fiscale, unde atunci legea poate interveni și ați confisca proprietatea pentru a recupera prejudiciul, da? E, așa ceva s-a întâmplat cu Anca, da? Cu ani în urmă, bănuiesc, și așa a reușit ea să devină proprietară în acte. Dar nici de cum că cineva ar fi construit acea locuință exact cu destinație pe numele ei să fie, da? Eu cum văd treaba, v-am explicat. La Mandeville. Acesta va fi subiectul care va continua de acum încolo foarte mult timp, atât timp cât Anca de la Striaia, oprește de rău, va înțelege, să ajungă la o înțelegere cu ei, dacă există posibilitate financiară să-i cumpere și ei o altă locuință și să le redea acea proprietate. Eu așa văd încheierea tuturor conflictelor, pentru că deja s-au format în acea curte mai multe tabere, mai mult de două, eu cred că sunt mai mult de două tabere. Olga de la Stria, ceea ce vorbește, nu vorbește singură de nebună, da? Ea merge la unison cu patroana, cu Leo, ei nu că doar au făcut o înțelegere verbală între ei, dar ei se sincronizează, că sunt o adevărată familie. Aceeași sămânță este Leo, Olga și patrona, pentru că e mama lor. Gândesc la fel, au un comportament cu adevărat la fel. Ceea ce Anca este pe din afară. Anca nu este niciun grad de rudenie cu Leo sau cu patrona. Nu au același sânge. Să vorbim realitatea, da? Olga, Leo și cu patrona, nu cred că au pus ei la cale această discuție și acest război să o scoată pe Anca din curte. Dar nici nu vor putea să trăiască liniștiți și fericiți cu gândul că Anca, cu ceva timp în urmă, a sunat la poliție și a dat-o afară pe patroana și pe Leo, prieten, a dat-o afară din curte, cu poliție. Deci, e adevărat, legal, ea este în acte, dar acea proprietate nu îi aparține. Dar tu, cum vreți voi să o luați? Dar tu, uite la aeroplane, avionul, tati. Nu îi aparține pieri. Așa că o să vedeți subiecte pe tema asta. Asta e previziunea mea de acum încolo. Îmi cer scuze că mi-am permis să vorbesc
dar mi-am spus și eu părerea, prieteni. Și credeți-mă că nu greșesc. Eu nu mă consult niciodată cu nimeni pe subiect, de ce să vorbesc, nu mă pune nimeni ce să vorbesc. Într-un fel, Anca nu face parte din acest trib. Nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Leo, cu patroana. Este o mare diferență între ei și nu poate conviețui cu toții sub același acoperiș. Multe discuții am auzit ce s-a întâmplat ieri, astăzi e duminică, sâmbătă, foarte multe discuții. Nu este de nivelul meu să intervin, să vorbesc câte am auzit, că iar ar fi venit poliția și ieri acolo. Sunt multe lucruri, prieteni. Încă o dată, vreau să vă spun, știu că acest subiect va isca foarte mult hate la adresa mea. Eu nu voi șterge comentariile nimănui. Puteți să comentați cum vreți, atâta timp cât nu aduceți jigniri de copii sau vă mai spun de acum încolo. Dacă sunt în clip cu cineva și voi vorbiți urât, eu vă șterg comentariile. Dar dacă eu sunt singur și mă înjurați pe mine, eu niciodată nu o să... Consider că dacă sunt cu cineva într-un clip, un prieten sau cineva și comentați urât, îl jigniți pe prietenul meu. Eu nu mă simt jignit. Înțelegeți? Pentru că am rezolvat și chestia asta, prieteni, eu vă doresc în continuare o duminică minunată. Sper să mă fi făcut înțeles, că de multe ori gândesc prea mult și vorbesc prea puține, fiecare trage singură concluzia, unii mă înțeleg, alții nu mă înțeleg. Vă dau dreptate tuturor. Poate că sunt de neînțeles ceea ce vreau să transmit, poate nu am eu darul ăsta de a transmite un mesaj, dar cu voi alături mă voi îmbunătăți și promit să fac lucruri frumoase, să vă atrag atenția, să vă bine dispun. Dacă am greșit cu acest loc, îmi cer iertare celor care se consideră jigniți la discuția asta. Dacă nu, eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, urmează călătoria vieții mele, voi începe cu India. Acolo voi trăi o perioadă de o lună de zile în diferite familii care trăiesc acolo și vă voi reda tradițiile, obiceiurile și stilul lor de viață așa cum îl văd eu, prin camera de luat vedere sau prin vocabularul meu ăsta sărac. Vă salută Gogolan și vă doresc tuturor o duminică minunată. În sânul familiei vă pup pe suflet. Aveți grijă de voi. Doamne ajută!